Și după ce s-a terminat incidentul cu împingere efectivă, și spuneți că lumea a sărit, i-a plecat de acolo persoana asta, agresoarea? Au sărit câțiva cetățeni, ce ai domne cu ea, ce s-a întâmplat, nu știu ce, și ea făcea și eu, nu, că mi-a luat banii, ca să se victimizeze puțin, știți? Și atunci câțiva cetățeni a întrebat-o, ce, i-ai luat tu banii? Zice, păi domnule, zice, nu vă uitați cum arăt eu și cum arată ea. Da, o chestie tinerească, na, cum spune ea acum. Și atunci persoana respectivă le arăta la oameni, zice, spre buzunarul ei, și arăta singură spre buzunarul ei, că mi-a luat banii. Așa făcea și repeta așa, știți? Și după aceea a venit metrou, s-au deschis ușile, persoanele alea au intrat în metrou, fata a urcat și ea de frică și atunci a realizat ce s-a întâmplat, a bufnit în plâns în vagonul metroului, a mers unde trebuia să ajungă la cabinetul stomatologii, nu a ajutat-o nimeni,